Ia să vedem. Am numai fire din alea rebele. Ia uitați-vă câte antenuțe am aici prin toate posturile. Ce faceți? Astăzi vreau să mă machiez cu 3 produse, după cum ați văzut probabil deja din titlu. Și mă gândeam că înainte să încep operațiunea propriu-zisă, să vorbim așa puțin, bine, și în timp ce mă machiez, să vă zic așa câteva chestii pe care le-am observat în ultima perioadă. Și mai exact și probabil sigur le-ați observat și voi în ultimul an, așa, am observat că în ultimul an și jumătate am observat că industria asta de make-up este puțin nebăgată în seamă. Nu prea mai prezintă așa de mult interes, oamenii nu mai sunt așa de, mă rog, fetele, oamenii în general, nu mai sunt așa de entuziasmați când apare un lucru nou și din contră să știți că, nu știu, chiar nu mi se pare că în ultimul an și jumătate au apărut așa chestii din astea de make-up foarte sau dacă au apărut, știu că a scos adică au apărut mai multe chestii, dar ce îmi vine acum în minte este paleta aia de la Jeffree Star și că a scos Jeffree Star o paletă anul ăsta și țin minte că anii trecuți când scotea Jeffree o paletă era nebunie pe tot internetul cu ea și de data asta am observat așa o... nu știu, parcă nu mai e un subiect așa de interes, parcă oamenii nu mai sunt așa de interesați de make-up și de toată chestia asta și observ treaba asta și la mine pentru că chiar mă gândeam zilele trecute că nu mi-am mai luat o paletă de make-up de foarte mult timp, de mult rău. În schimb mi-am luat din astea consumabile, adică fond de ten, anticearcă, rimel și așa, dar palete nu mi-am luat și sinceră să fiu nici nu prea simt nevoie, adică nu știu, mă pasionează în continuare subiectul, dar nu sunt așa de, nu știu cum eram înainte, foarte așa. Probabil este o perioadă care o să treacă cu siguranță, dar în următoarea perioadă vor fi evenimente și așa, e posibil ca în momentul ăla să se mai deschidă așa puțin și treaba asta, să fie lumea interesată din nou de machiaj și de chestii de genul. Bun, și cum vă ziceam, astăzi vreau să mă machiez cu 3 produse. Am mai filmat un clip de genul, dar în care mă machiam cu 5 produse, acum, pe la începuturi, pe aici, pe YouTube, cred că acum vreo 2 ani, cam așa, vreo 2 ani? 2 ani, cam 2 ani cred că sunt de atunci. Și atunci mi-am ales 5 produse și provocarea asta cu, nu știu, să te machiezi cu 5 produse e destul de vechiuță pe YouTube, adică sunt sigură că ați mai văzut-o, dar știți că la mine trendurile ajung mai greu. Dar m-am gândit că, pe lângă faptul că, da, o să ne distrăm aici cu cele 3 produse, vi le arăt imediat, m-am gândit că este și o idee bună, mai ales în perioada asta în care, v-am zis, mi se pare că nu mai suntem așa de interesate de subiectul ăsta și că machiajul nu prea mai e așa, adică e cumva lăsat acolo într-un colțișor, cel puțin momentan. Să sperăm că, adică sigur, o să-și revină toată treaba. Bun, și vă ziceam că vreau să mă machiez cu 3 produse, mi-am lăsat aici pe toate 3, dar am uitat să-mi aduc burețelul. Anticearcăn, pe care o să-l folosim așa pe toată fața, mă rog, cred mai mult în zona ochilor și în puncte din astea cheie pe față, dar da, am anticearcăn, l-am pe acesta de la L'Oreal, rimel, bineînțeles, pentru că nu se putea fără, cred că v-am mai zis că rimelul este produsul meu preferat dintre toate, adică dacă ar fi să aleg un produs care ar trebui să mă machiez toată viața, cu siguranță aș alege rimelul, așa, și al treilea produs este un creion de sprâncene pe care probabil o să-l folosim și pentru ochi, o să vedem noi oricum ce o să facem. Bun, și haideți să începem cu... anticearcănul, de ce nu? Anticearcănul ăsta are o acoperire destul de mare și poate fi folosit și ca, neapărat ca fond de ten, dar poate fi întins așa și pe restul feței. Nuanța mea este 327 cașmir și ia să o aplicăm. Nu știu dacă a fost o idee bună să-mi las părul așa sau trebuia să-l strâng cumva. Stați că nu pot deschide asta. Da, și asta vă ziceam despre provocarea asta sau mă rog cum se numește ea. Machiajul cu 3 produse, că mi se pare că este o perioadă numai bună pentru a te machia cu 3 produse, că și așa nu prea mai interes pentru machiaj în general. Bun, și o să aplic anticearcăn aici, în zona ochilor, mai aplic aici puțin și puțin pe frunte, prin zonele astea prin care mai am eu așa imperfecțiuni. Așa.
Nu o să-l întind chiar pe toată fața, că e și destul de deschisă nuanța asta. Vai, de ce ciudat arăt. Ce trebuia să mai aplic aici puțin. Așa. S-ar putea să fie puțin cam deschis pentru mine. Adică dacă le aplic pe toată fața, dar da, o să vedem. Și uite că asta mi se pare, machiajul ăsta cu trei produse, mi se pare și o idee bună, nu știu, în cazul în care vă grăbiți să ajungeți la școală. Nu? Nu s-a terminat școlile, nu? N-ați intrat în vacanță, nu? Nu cred. Pentru, mă rog, școală sau pentru serviciu, dacă vă grăbiți dimineața și, mă rog, nu aveți timp și nervi și răbdare ca să stați să folosiți 100 de produse pe față. Asta mi se pare o variantă foarte bună. Adică să ai trei produse acolo, nici nu trebuie să ai nu știu câte produse de machiaj. Oh, ce albă sunt. Nici nu trebuie să ai nu știu câte produse de machiaj ca să te machiezi, sincer. Dar da, cred că asta mi se par mie cam cele mai importante produse din trusa de machiaj, sau nu știu cum să-i zic exact, dar oricum, un anticearcă în un creion și un rimel, cred că are toată lumea, dacă nu un anticearcă în un fond de ten. Că v-am mai zis eu că am avut o lungă, lungă, lungă perioadă de timp în care am folosit fond de ten și în jurul ochilor. Nu e tocmai o chestie recomandată, dar mă rog, eu am folosit treaba asta și nu s-a întâmplat nimic, adică nu pot zic că am pățit ceva. Așa, și uite că mi-am întins anticearcul ăsta pe toată fața, arăt puțin dubios așa că sunt cam albă la față, dar dacă îl mai întind o să arate bine. Și da, asta făceam, că dacă sau nu știu, dacă sunteți mămici și vă grăbiți și nu aveți timp ca să vă Nu aveți așa mult timp ca să vă machiați, să stați în fața oglinzii, habar n-am. Așa, un anticearcă, un creion și un rimel, bam, bam, repede am rezolvat și nici nu trebuie să investiți foarte mult. Adică, de asta zic, dacă nu vă plac fardurile sau nu vreți să vă dați să vă faceți liniuțe de tuș, cred că e chiar o metodă bună. Deci, uite că m-am descurcat. O să vedem la sfârșit rezultatul final. Dar, da, cam așa arată până acum. Așa, și acum dacă tot am creionul ăsta de sprâncene, haideți să-l folosim și pentru ochi și s-ar putea să poți să-l folosești pentru buze, de ce nu? Și o să-mi trasez aici la baza genelor. O să-mi accentuez de fapt puțin linia genelor, nu o să insist foarte tare. Doar așa. Așa. Deci asta este un creion de sprâncene, ca să știți. Uite așa și vin puțin cu degetul. Am încercat nici să, adică, nu știu, vreau ca să nu folosesc nici pensule foarte multe, pentru că îmi dau seama că nu. Adică vreau să fac machiajul ăsta să fie cât mai ușor de făcut. Înțelegeți ce vreau să zic? Să fie cât mai simplu, cât mai accesibil, nu să avem nevoie de o grămadă de chestii de machiaj, de o grămadă de pensule, de o grămadă de bureței. Și uite că întind așa puțin și fac așa, doar cât să... Deci n-am aplicat mult, doar am pus așa puțin aici în zona asta. Acum eu fac chestia asta că mie îmi place să am linia genelor foarte bine definită. Eu am pus mai mult în colțul exterior. Acum puteam să fac chestia asta foarte bine, să mă duc până mai așa. Dar difuzez foarte bine creionul ăsta ca să pară ca și cum aș avea un fard, știți? Adică... am uitat să vă zic că ăsta e un creion de sprâncene, de la sprâncene, da. E un creion de sprâncene de la Miss Sporty în nuanța 01 Black sau ceva de genul. Este un creion negru. Ar trebui să fie, dar mi se pare că e puțin gri așa, adică nu e negru din ăla foarte intens. Vedeți că și pe pleoape nu se vede negru așa. Și a fost și foarte ieftin, cred că vreo 6 lei. L-am luat de pe EMAG, îl găsiți oricum în magazine din astea care au produse Miss Sporty. Bun, s-a așezat puțin dubios creionul, pentru că, adică a trebuit să am puțină grijă așa când am tapotat cu degetul. Vedeți că nu e o diferență, mă lasă vocea, vedeți că nu e o diferență foarte mare, adică nu se vede ca și cum aș avea nu știu ce acolo, dar am ochii puțin mai contrast. Puteți să faceți chestia asta la fel și pe pleoapa de jos. Eu nu o să fac pentru că nu prea îmi place să-mi aplic produse pe pleoapa de jos, dar pe pleoapa de sus, uite că e foarte simplu, vii cu un creion așa, bam, bam, bam și
accentuez puțin linia genelor, colțul exterior, v-am zis să mă duc cu acest creion și până aici pe toată pleaba, dar mie îmi place mai mult așa. Haideți să-mi fac și sprâncenele cu același creion, bam, bam. Deci dacă n-aș fi vorbit, machiajul ăsta ar fi durat, nu știu, 2 secunde. Uite așa puțin. Nu insist foarte mult la sprâncene, ci încerc să umplu golurile și cam atât, adică nu e... Acum, dacă mă întrebați pe mine, cred că ăsta mi s-ar părea un machiaj foarte ok și pentru școală, pentru liceu. Nu e foarte... adică nu e deloc intens, nu pare ca și cum ai fi machiată. Și dacă stau și mă gândesc, cred că așa mă cam machiam și eu prin liceu. Uite că am tot... știu că v-am promis odată că o să fac un clip în care o să vă arăt cum mă machiam în liceu. Dar acum mi-am adus aminte. Acum, vedeți, dacă n-am setat anticearcă, nu trebuie să mai insist puțin în zona asta. E, mă rog, asta s-ar putea să fie o problemă, dar acum, pentru că sunt condiționată de această provocare cu machiaj cu 3 produse, nu o să folosesc pudră, dar puteți să folosiți o pudră ca să setați anticearcă sau fondul de ten ca să se așeze și produsele astea mult, 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 mult mai bine. Vă dați seama că acest creion nu o să reziste, având în vedere că l-am pus așa pe pleoapă fără să setez anticearcănul ăla, pleoapa e lipicioasă și nu o să reziste anticearcănul ăsta și creionul foarte mult pe parcursul zilei. Bun, să trecem la ultimul produs și anume rimel mascara. Sunteți interesate să fac un clip cu produse esențiale pentru o trusă de machiaj? Lăsați-mi în comentarii și dacă sunteți interesate din nou să fac, mă gândeam să încep o serie din astea cu tipuri de machiaj, nu știu, pentru banchet, pentru nunți, pentru mirese, de ce nu, pentru domnișoare de onoare, pentru nășici, soacre, habar n-am, tot ce vreți voi sau, mă rog, de ocazie, chiar v-aș ruga să-mi lăsați în comentarii dacă este un subiect care prezintă interes și eu... o să execut. Gata. Și așa arăt. Un machiaj cu 3 produse făcut foarte repede. Extrem de repede. Extrem, extrem de repede. V-am zis, dacă nu vorbeam cu voi, dura mult mai puțin. Mult, 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 mult mai puțin. Uite că am vorbit 14 minute, deci cred că dura, nu știu, ce 10 minute, în 2 minute era gata tot machiajul. Da, sunt foarte curioasă dacă și la voi este chestia asta, dacă și voi aveți chestia asta și nu prea mai aveți chef de machiaj în ultimul timp sau poate v-a venit cheful acum pentru că începe evenimentele și nu știu, habar n-am, poate s-a deschis așa apetitul pentru machiaj, chiar sunt foarte curioasă dacă nu știu cum e chestia asta la voi. Și da, gata, lăsați-mi în comentarii părerile voastre despre clipul de astăzi, despre, nu știu, poate vreți și voi să încercați să vă machiați cu 3 produse, ar fi super, super să facem așa toate un experiment. Vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la clipul meu și noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!